În Matei capitolul 25, începând cu primul verset și până la versetul 13, pagina 954 în Biblie. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candelele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, că nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un delemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un telem, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă a venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschidene. Dar el drept răspuns le-a zis, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni fiul omului. Amin. Unul dintre obiceiurile noastre ca oameni, este ca în anumite momente speciale din viață să ne facem urări. Am găsit în Scriptură oameni care au făcut urări. Bunoară zice unul, și-aș vrea să vă gândiți cine este, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău. Știți cine a făcut urarea asta? Ioan Cătregaiu. Toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească cum sporește sufletul tău. Frumoasă urare, nu? Urarea nu este altceva, dragii mei, decât o dorință de bine. Adică atunci când facem cu cuiva o urare, bună oară cum suntem acum la anul nou, nu facem altceva decât să transmitem că dorim cuiva un bine pentru anul viitor. Acum imaginați-vă că undeva la sfârșit veniți careva la mine să-mi faceți o urare. Nu vă provoc asta să faceți, dar s-ar putea să se întâmple, da? Și mă arătați dorința dumneavoastră de bine pentru anul viitor. Slavă Domnului, apreciez toate gândurile, toate dorințele de bine. Întrebarea mea este următoarea. Puteți contribui cu ceva la binele meu de anul viitor sau dorința de bine și atât? Sau eu să mă opresc în dreptul vreunea dintre dumneavoastră și să vă zic să aveți un an binecuvântat de Dumnezeu. Vă place urarea asta? Dar cu ce contribui? Pot eu să contribui la binecuvântarea asta dumneavoastră de anul viitor? Acum s-ar putea să ziceți bine, frate Relu, mai contribui că mai ții câte o predică pe la biserică. Se poate. Dar atunci când facem o urare cuiva, de regulă ne gândim la faptul că persoana aceea trebuie să facă ceva și Dumnezeu din cer să binecuvinteze ce face persoana respectivă, nu-i așa? Acum, dacă noi ne gândim să transmitem dorințe de bine arătând că suntem interesați de viitorul cuiva, de viitorul de anul care stă înainte, noi suntem interesați de viitorul nostru, fiecare de viitorul. Sunteți interesați, frații mei? Sau nu sunteți? Dar dacă sunteți interesați de viitorul dumneavoastră, cam cum îl vedeți? Faceți ceva? Vă gândiți la Dumnezeu? Știți că Dumnezeu face ceva pentru viitorul nostru și noi trebuie să facem ceva pentru viitorul nostru. Dar viitorul nostru nu ar trebui să țintească doar anul 2023. E bine să ne gândim. Să fie viitorul acesta su privirea Domnului, să fie binecuvântat de Dumnezeu, să umblăm în calea Domnului, sănătatea noastră să sporească, să sporească sufletul nostru. Extraordinar. Numai că noi țintim spre un alt viitor, spre un viitor etern, etern cu Dumnezeu. Vă mai gândiți la viitorul acesta, frați și surori? Sau nu vă gândiți? Ei, dragii mei, spun asta pentru că, în cuvântul ce l-am citit în această seară, Dumnezeu pune în fața noastră un atunci, un viitor pe care îl numește atunci, atunci când va veni mirele. E întrebarea pe care aș vrea să vă o pun în seara aceasta este următoarea. Cam pe unde vă vedeți atunci când va veni mirele? Dacă va fi mâine, cam pe unde vă vedeți? Înăuntru sau afară? Frați și surori, sau credeți că e o poveste frumoasă? V-ați gândit unde o să ne petrecem veșnicia? Înăuntru sau afară? V-ați gândit la asta? Au fost zece fecioare care se uitau spre viitor, spre momentul acela când trebuie să vină mirele, și toate s-au gândit, probabil, că o să fie înăuntru, la o la nuntă, la sărbătoare. O să fie bine, extraordinar, bucurie. Ceva s-a întâmplat. Și cinci au rămas afară. Nu-i poveste. Asta se va întâmpla atunci când va veni Domnul nostru Isus Hristos. Și întrebarea este: De ce că doar astea au fost toate împreună? Au stat împreună au vegheat un timp împreună, au dormit împreună după aceea când au ațipit toate, da? Și de ce atunci când vine mirele, viitorul acela să tragă linia asta așa de dureroasă afară și înăuntru? De ce? Pentru că ceva s-a întâmplat înainte de momentul acela, de viitorul acela. Și anume ce s-a întâmplat, dragii mei? Ce credeți că s-a întâmplat? Cinci fecioare au fost neglijente. Zice aici neînțelepte. Neînțelepciunea asta le-a dus la neglijență, adică la delăsare, adică la nepăsare. Delăsate în a împlini ceea ce trebuiau să împlinească. Ele n-au împlinit, dragii mei. Și vreau să predic în seara aceasta, o să trecem puțin peste ora 8, dragii mei, vreau să predic în seara aceasta despre viitorul amenințat de un prezent foarte neglijat. Că viitorul nostru de atunci poate fi amenințat de ceea ce se petrece astăzi, de ceea ce facem astăzi. Dacă suntem neglijenți sau dacă suntem serioși în, în ceea ce zicem noi că suntem copii ai lui Dumnezeu, dragii mei. Viitorul amenințat de un prezent foarte neglijat. Mă, vreau să vă întreb, suntem la final de an. Nu trebuie să-mi răspundeți mie, răspundeți lui Dumnezeu, răspundeți la dumneavoastră, dragii mei. Dacă vă răscoliți istoria din anul 2022, descoperiți momente în care ați fost dezinteresați de cele spirituale. Sau nu sunt? Frații mei, sunt sau nu sunt? Neglijenți. De ce neglijența asta spirituală ne poate afecta viitorul acela? atunci când se va arăta mirele. De ce neglijența de astăzi poate să ne afecteze viitorul de atunci? Să rămânem pe din afară. Știți ce e afară? Acum în biserică e frumos, e lumină, e căldură. Și unii și alții ne simțim bine poate aici, că se cântă, că ne rugăm, că se predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar știți ce e afară? Plânsul și scârșnirea dinților pentru totdeauna. De aceea cred că este foarte important, dragii mei, să vedem ce anume sau cum anume această neglijență ne-ar putea afecta viitorul de atunci. Să fi mers împreună cu alții la biserică, să te fi rugat împreună cu alții, să fi făcut slujbă împreună cu alții, dragii mei. Și într-o zi să bați disperat la ușă, să zici, Doamne, Doamne, deschide-ne! Și să zic că dinăuntru nu te cunosc, nu știu cine ești. Cum neglijența asta, dragii mei, ne va putea afecta viitorul dacă nu facem ceva? În primul rând, dragii mei, neglijența aceasta ne determină să ignorăm statutul spiritual pe care Dumnezeu ne l-a dat. Mirele, dragii mei, a ales, a chemat, dacă vreți, zece tinere, 10 fecioare, care să stea în compania lui, să fie aproape de el, să îl întâmpine și să intre cu el în odaia de nuntă, să fie la sărbătoare. Au fost mai mulți probabil la sărbătoare, la mai mulți. Dar nu toți au onoarea asta să stea aproape de mire, să fie în atenția mirelui. Fecioarele astea pentru a erau chemate. Vreau să vă întreb, e un statut special să fii uh, chemat să fii în compania mirelui. E un statut special. E o onoare specială. Frații mei, este sau nu este? Acum, noi nu ne gândim, probabil, decât că suntem membri într-o biserică. Dar nu ne gândim, dragii mei, că forma asta de existență, într-o zi, ia sfârșit și va veni o altă formă de existență. Când împărăția lui Dumnezeu se va așeza în mod plenar, unde vom fi atunci? Vom fi aproape de mire? Știți că unii dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos au avut această onoare să stea aproape de Domnul Iisus Hristos, mai aproape decât alții. Știți asta? Când s-a urcat Domnul pe munte și, și s-a schimbat acolo la față în prezența lor și a fost, a fost umplut de slava aceea de la Dumnezeu, au fost acolo trei. Erau 12 de toți care mergeau mereu cu Domnul. Ăștia au fost trei. Petru, Iacov și Ioan. A fost o onoare pentru ei. O onoare, dragii mei, pe care ceilalți n-au avut-o. I-a luat Domnul cu el pe munte, i-a luat Domnul cu el în grădină, i-a luat Domnul în casa lui Air. Ăștia erau, aveau această onoare, dacă vreți, să fie aproape de Domnul, să fie în compania lui, în orice circunstanță. Știți, atât de mare este onoarea aceasta încât într-o zi doi dintre ucenici, spune unul dintre evangeliști, că s-au dus la Domnul și au zis, învățătorule, vrem să-ți cerem ceva. Ce? Spune ce? Atunci când vei fi tu îmbrăcat în slava asta ta, să faci ca unul să stăm la dreapta și altul să stăm la stânga, adică să fim foarte aproape de tine, că e onoare să fim în compania lui. Dragii mei, când neglijăm statutul acesta pe care Dumnezeu ne-l-a dat, suntem oameni care nu acordăm importanță, nu prețuim așa cum prețuiește Dumnezeu. Că Dumnezeu, dragii mei, prețuiește onoarea asta, prețuiește statutul acesta, ne-a chemat din această lume. Cum tinerile astea au fost alese dintre mai multe tinere, Dumnezeu ne-a chemat din lumea aceasta să ne dea statutul acesta copil al lui Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, vă bucurați de onoarea asta că sunteți copii al lui Dumnezeu? Prețuiți Statutul acesta pe care Dumnezeu l-a dat. Să nu-l prețuim. Deci zice Dumnezeu în Vechiul Testament către niște oameni din, din poporul lui Israel, Kore, Datan și Abiram, zice E prea puțin lucru pentru voi că ați fost luați și ați fost aduși să slujiți la cort, adică nu prețuiți asta? Chiar nu vi se pare important că din mulțimea asta mare de oameni care a ieșit de acolo din Egipt, voi ați fost luați și ați fost implicați aici. Chiar nu are valoare pentru voi. Dragii mei, chiar nu are valoare pentru noi că Dumnezeu ne-a luat de undeva din lumea asta și ne-a dat statutul acesta copiai lui Dumnezeu. Dumnezeu prețuiește asta. Acum eu nu știu după ce criterii a făcut merile asta alegerea. De ce? Cum din nu știu câte zeci. Poate mai multe. Tinere, a luat 10. Pe ce criteriu? Nu știu. Dar știu pe ce criteriu face Dumnezeu chemarea. Dumneavoastră știți? Pe ce criteriu? De ce sunteți aici în biserică? Pe ce criteriu sunteți aici în biserică? Pe ce criteriu suntem, dragii mei, parte din, din familia lui Dumnezeu? Știți pe ce criteriu? Nu că avem ochii frumoși. Pe criteriul harului lui Dumnezeu. Zicea, Uh, scrie Apostolul Pavel Romanilor că acum este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Nu merite personal, nu apartenență la familia sau la familia. Nu, dragii mei, pentru că suntem mai arătoși decât alții. E alegerea făcută prin har. Prin har Dumnezeu ne-a dat acest statut și ne prețuiește. Și zice Dumnezeu în Vechiul Testament către, către poporul lui, căruia i-a dat un statut. Uh, pentru că te prețuiesc, dau popoare pentru tine. Deci, dragii mei, neglijența asta ne determină să ignorăm statutul pe care îl a dat Dumnezeu. În al doilea rând, neglijența asta ne determină să fim superficiali. Și ar vă pun întrebarea, dacă vă răscoliți anul 2022, descoperiți că au fost momente în care ați fost superficial cu cele spirituale. Sunt descoperiți asemenea momente. Frați și sorori, știți ce înseamnă printre altele să fim superficiali? Înseamnă să avem propria noastră abordare, părere, despre ce înseamnă suficiență spirituală, cât e de ajuns. Spune Sfânta Scriptură aici că fecioarele astea se pregăteau să iasă în întâmpinarea minelui și au pregătit candele, cinci au luat un de lemn Cinci? Dar au luat un de lemn. Au fost superficiale, au zis ajunge atât. Și acum vreau să vă întreb, dragii mei, Ni se întâmplă unor să zicem ajunge atât, e suficient. Știți? Mereu spun exemplul acesta, poate e cel mai la îndemână. Când fariseul acela se duce la templu să se roage împreună cu vame și, și într-o parte el undeva mai spre mijloc și zice, eu postesc de pe săptămână, eu dau zecioală, ajunge. Ajunge? Pentru unii, dacă postezi și mai fac câte o zecioală, ajunge. Dar pentru Dumnezeu din cer, frați și surori, ascultați-mă, nu ajunge. În Maleachi spune cuvântul lui Dumnezeu, prin profetul Maleachi vorbește tot poporul lui Dumnezeu, voi mă necinstiți, dar cu ce te-am necinstit? Păi aduceți la casa lui Dumnezeu jertfe și nu-i destul? Eu ziceau okay, că e destul. Dar Dumnezeu zice, nu-i destul, că trebuie să te uiți cum e jertfa. Aduceți o vită beteagă, bușchioapă, dar pentru noi ajunge că ca, ajunge am adus-o. Că Dumnezeu nu ajunge. Alții spunea, Domnul Iisus Hristos zic Doamne, Doamne! Și pentru foarte mulți dintre semenii noștri sau oameni care merg la biserică, faptul că zic Doamne, Doamne, de nu știu câte ori, ajunge. Vreau să vă întreb, pentru Dumnezeu ajunge? Au luat candelă și n-au luat un de lemn. Ajunge candelă fără un de lemn. Chiar ajunge? Cum se ajungă? Chiar dacă zicem noi că ajunge, Doamne, Doamne, ajunge Sau spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia lui Matei, Dacă te duci să-ți duci darul la altar, ajunge? Frăștii și surori să vii aici în locul acesta și să, să aduci darul. Poate să fie un leu, poate să fie zecele, poate să fie o cântare, poate să fie o altă slujire. E un dar pe care l-a adus aici și am impresia că dacă l-am adus, ajunge. Și întrebarea este, chiar ajunge? Zicea Domnul Iisus Hristos, nu ajunge. Dacă acolo ți aduce aminte, când ți-ai adus darul, dacă ți aduce aminte acolo că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo. Suntem la final de an. Ajunge că ne-am adus darul? Nu ajunge. Du-te și împacă-te cu aproapele tău. De-abia atunci ajunge. Nu-i destul să-ți aduci darul. Nu-i destul să zici, Doamne, Doamne. Nu-i destul să faci altceva. Dacă nu este ascultare de Dumnezeu, dacă nu este căutarea voiei lui Dumnezeu, dacă nu, nu este, dragii mei, în plină, tot ce zice Dumnezeu, n-ajunge. Chiar dacă îmi scriu pe frunte sunt creștin de culoare asta, n-ajunge. A fi superficial înseamnă a avea propria ta abordare a suficienței spirituale. A fi superficial înseamnă, dragii mei, și să Treci foarte ușor peste unele lucruri. S-a impresia că se poate și fără. Că se poate doar o parte. Că se poate și fără altă parte. Se poate și fără. Adică se poate candelă și fără. E destul dacă am asta, chiar dacă nu am altceva. Zicea Domnul Iisus Hristos către și mustra foarte aspru, voi da zeceală din ismă, din Marar, din chimen. Și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Bunătatea, credincioșia. Și zicea Domnul așa. Și pastea. Și pastea. Pastea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Nu puteți trece așa de ușor. Sunteți superficial dacă le faceți pastea și nu le faceți pe celelalte. Vreau să mai spun un singur lucru și apoi să mă apropie să încheie, dragii mei, să ne rugăm Domnului. Neglijența asta nu doar că înseamnă să ne ignorăm statutul nostru și să genereze în noi această superficialitate spirituală. Neglijența înseamnă și să ignorăm timpul oportun. Timpul când se poate. Timpul oportun este vremea potrivită pentru un anumit lucru. Când a trecut vremea aceea, dragii mei, lucrul acela s-ar putea să nu se mai poată face. Am găsit zilele acestea, uh, un, uh, o bucată de hârtie la mine în Biblie, o am aici în Biblie de mulți ani de zile. Nu vreau să aveți impresia că la fiecare predică o să citesc câteva versuri, dacă am citit la, la nașterea Domnului. Dar am găsit hârtia asta și cred că se potrivește. Ce înseamnă să lași să treacă vremea și să nu faci, ceea ce trebuie făcut la timpul respectiv. Am un prieten după colț și îl văd rar în orașul acesta fără hotar. Trec zile și apoi săptămâni rând pe rând, anul se scurge, nu știu până când. La chip nu-l mai văd pe prietenul meu, căci viața e prea iute, gonește mereu. El știe ce drag mie de el și acum, ca în ziua în care veneam peste drum bătându-i poartă. Ce tineri eram! Iar azi oboseala ne ține în ham. Suntem obosiți în zmintitul de joc. Suntem obosiți să mai prindem un loc. Mâine, spun iarăși, am să-l caut pe Ion. Să arăt că ne pasă făgăduim. Dar ziua de mâine se încheie la fel. Tot mai adâncă e despărțirea de el. După colți și totuși ne o telegramă, vă rog. Ion a murit. Ne alegem așa, meritând o din plin, prieteni pierduți, după colțul meschin. Ați prins ideea? Ocupați, vecinul nu-i prietenul foarte departe, e numai după colț. Și tot îmi spun că o să-l vizitez. Și n-am timp azi, și n-am timp mâine, și trece anul, dar mi-i drag de el, mi-i drag de el, dar în alergarea asta nebună, n-am timp. Și într-o zi primesc telegrama, prietenul de după colț a murit. Vreau să vă întreb, mai poți să te duci să-l vizitezi după ce a trecut timpul? Dragii mei, neglijența asta înseamnă să ignorăm timpul când se poate face un anumit lucru. Spune Sfânta Scriptură aici că fecioarele acestea n-au luat candele, n-au luat un delem, n-au luat candele și într-o zi au zis, hai să luăm un delem. Că s-au dus la prietenilor cu cele cu care au stat împreună multă vreme, dați-ne și au zis, nu, ne rămâne nici nou, duceți-vă și cumpărați, așa mai să cumpere. Vreau să vă întreb, s-a mai putut? S-a mai putut, dragii mei? Timpul oportun este vremea de acum. Timpul oportun, dragii mei, vremea potrivită pentru o analiză personală este acum. Că fecioarele acestea și-au făcut într-o zi o analiză, dar au făcut-o prea târziu, au făcut-o atunci când s-au auzit strigare, iată și spre întâmpinare, s-au făcut o analiză și au văzut că n-au un de lemn. Aia prea târziu, Timpul oportun, vremea potrivită pentru analiză personală este acum. Știți de ce? Pentru că te analizezi atunci când Dumnezeu încă îți mai vorbește. Ascultați-mă, nu știu cum. Într-o zi când Dumnezeu i-a vorbit lui Isaia prin descoperirea aceea stoasă a Dumnezeului care stăpânește peste toate lucrurile. Știți că în fața acestei descoperiri a lui Dumnezeu, Isaia și-a făcut analiza personală și a zis. Sunt un om cu buze necurate. Bine, dar de ce nu ți-ai făcut ieri? Alaltă ieri. De ce n-ai făcut cu o săptămână în urma analiza? Pentru că astăzi mi-a vorbit Dumnezeu. Mi-a arătat slava aceea cerului. Ei, frații mei, vreau să vă întreb. În seara asta, la câteva ceasuri despărțire de anul nou, ne vorbește Dumnezeu ca să ne putem face această analiză. E acum. Timpul potrivit. Într-o zi, când va veni merele, poate că ne vom face și va fi târziu. Acum este timpul potrivit să ne facem o analiză și acum este timpul potrivit, dragii mei, că vorbește Dumnezeu, că încă se mai pot repara lucrurile. Dacă descoper în, în analiza pe care mă fac că ceva nu e în ordine cu Dumnezeu, acum se mai poate repara. Când Isaia și-a făcut această analiză și-a zis, vai de mine, Dumnezeu a zis, este o soluție pentru tine. Și-a trimis pe un mesager cu cărbunele ca să îi îndepărteze de Este soluție. Deci, mei, dacă nu fructificăm timpul oportun, ascultați-mă bine, Dumnezeu o să-și ducă planul la îndeplinire fără noi. Dumnezeu nu așteaptă după întârziați. Spune Sfânta Scriptură, mai pe urmă au venit și celelalte. Adică întârziatele astea au venit mai pe urmă. Vreau să vă întreb, mirele a stat după întârziatele astea sau și-a dus planul la îndeplinire? stat după ele. stat după ele. În Matei 22, cuvântul Domnului vorbește tot despre ziua aceea despre împărăția lui Dumnezeu despre nunta aceea pe care o face împăratul acela și spune Sfânta Scriptură că s-au dus, s dus robii să cheme pe cei care erau deja invitați. Și unul a zis, mă duc la hold, altul mă duc la, la negustorie. Vreau să vă întreb, împăratul ăsta a așteptat după ăștia până își termină cu holda sau cu negustoria? A zis, nu, 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 amânăm începerea anunții până când vin și ei, că au treabă în altă parte. Dragii mei, ascultați-mă, dacă nu fructificăm timpul oportun, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire fără noi, și închide ușa în fața noastră. Dragii mei, viitorul nostru nu poate fi amenințat doar de păcat. Păcatul categoric ne amenință viitorul. Și zicea Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 13, la alții care băteau la ușă, duceți-vă de la mine că nu vă cunosc voi toți, lucrătorii fără de lege. Adică pentru voi viitorul a fost amenințat de fără de legea voastră. Dar nu doar fără de lege amenință viitorul nostru, ci pur și simplu neglijența spirituală. Să fim superficiali în cele spirituale. Dar e greu să credem asta. Că lucrurile ne merg bine, că suntem sănătoși, că afacerea merge bine în vremea asta și am impresia că toate, a toate astea semne că Dumnezeu e de acord cu ce facem noi, inclusiv cu neglijența noastră. Eu vreau să vă spun, neglijența de acum, de astăzi, Va pune în pericol viitorul de atunci. Aș vrea să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, e momentul de la finalul acesta de an. Aș vrea să ne răscolim, atât când ne, ne luminează Dumnezeu în mintea noastră, să ne răscolim istoria acestui an, 2022. Cât de superficiali! cât de neglijenți, cât de, de lăsători am fost, dragii mei, în ceea ce înseamnă pregătire pentru întâlnirea noastră cu Domnul Isus Hristos. Pentru că pregătirea nu începe sau nu ar trebui să înceapă când gândim noi, ci, dragii mei, zice Biblia aici, vegheați, fiți treji, fiți pe fază, pregătiți-vă în fiecare moment, că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dacă descoperim neglijență și de lăsare, care ne afectează viitorul de atunci. În seara asta aș vrea, frați și surori, să ne pocăim sincer înaintea Domnului. Și să luăm și angajamentul acesta că anul viitor, sau viitorul care ne stă înainte, că cine știe dacă va fi un an pentru toți, viitorul acesta care ne stă înainte, vom fi mai serioși în ceea ce privește pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.